Am fost recent împreună cu o echipă a studiului Alpha Omega TV la Mediaș. Ne-am bucurat foarte mult pentru că după mulți ani de zile am revenit în mijlocul tinerilor implicați în lucrarea Tineri pentru Misiune. A fost un eveniment pe care cei de la Tineri pentru Misiune TPM sau cum e cunoscut în întreaga lume YWAM, Youth with a Mission, o organizație specială de misiune. Vă spuneam, am fost bucuros să revenim după mulți ani în mijlocul lor, la un eveniment anual, ei spun Festivalul Pro Misiune. E un eveniment întins pe durata unei luni întregi, începe cu o mică conferință de gen seminarii, cu echipare, cu instruirea unor echipe de tineri, după care acești tineri pleacă în misiune, în diverse zone ale țării și în întreaga lume, după care se întorc pentru două zile și împărtășesc, spun lucruri speciale, dau un raport de misiune, cum am zis noi. La această ultimă parte a acestui festival am fost și noi parte și ne-am bucurat să înregistrăm, pentru dumneavoastră, bineînțeles, cele mai speciale momente de la, pe care cei din cele 8 grupe de misiune, pentru că 8 au fost anul acesta, le-au experimentat, le-au trăit în diverse zone de misiune. Au fost trei echipe care au mers în România, în zone speciale din România, iar 5 echipe dincolo de granițele țării, în Uganda, în Grecia, în India, în Republica Moldova. O să vedeți în emisiunea noastră următoare, Mapamond Creștin, mai multe rapoarte de misiune de la grupurile care au fost acolo. Vreau să vă bucurați împreună cu noi. Pentru dumneavoastră am ales în oarecum avantpremieră un scurt comentariu de la Daniel Pop, care este lider al bazei de misiune de acolo, din Media. Sunt mai multe baze de misiune în România. Cea din Media și este una importantă, cea care a găzduit anul acesta acest festival promisiune a celor de la Tineri pentru Misiune în România. Deci Daniel Pop, cu promisiunea că, începând de săptămâna aceasta, în următoarele săptămâni veți urmări secvențe, reportaje, știri bazate sau luate sau inspirate de acest eveniment promisiune organizat și găzduit de Tineri pentru Misiune. Tineri pentru Misiune România a venit ca o nevoie, am observat-o eu, interpretând cum s-a întâmplat istoria, datorită faptului că nu existau foarte multe contexte și organizații care să dea posibilitatea tinerilor să meargă în misiune. Exista, se înfiripase deja ideea de misiune în biserici, dar erau puține organizații și fundații care duceau tineri pe câmpul de misiune. Și Tineri pentru Misiune, cred că a venit și a creat platforma asta prin care tinerii să meargă în misiune. Tineri pentru Misiune Mediaș a apărut ca și, prima dată, ca și grupuri de studiu pentru tinerii din zonă. Erau tineri dornici să-L cunoască pe Dumnezeu, dar n-aveau unelte. Și atunci fondatorul sau familia care au fondat lucrarea de aici, o familie din Germania, practic au început niște grupuri de studiu. Veneau o dată pe an, stăteau o săptămână, două săptămâni, făceau studiu cu tinerii, studiu sistematic, dar la un moment dat și-au dat seama că e prea puțin. Nu era suficient, așa că au hotărât, vrem să venim și să stăm pe termen lung aici și să facem o lucrare de studiu mai complexă, mai exhaustivă. Așa a apărut, practic, lucrarea Tineri pentru Misiune Mediaș, care mai târziu s-a transformat într-o bază de misiune Mediaș. Asta se întâmpla în anul 1999, a început lucrarea de la Mediaș, care s-a transformat într-o echipă și o bază de misiune la Mediaș. Suntem mai multe echipe, mai multe centre de misiune, este la Constanța, la Iași, la Târgu Mureș, la Cluj, la Mediaș. În zona Mediaș sunt de fapt două, este în orașul Mediaș și într-o comună de lângă Mediaș. Este echipa Restore, ei sunt mai mult focalizați pe lucrări sociale. Și la Cluj, din nou, sunt două echipe acolo. Deci avem peste 7 centre, m-ar veni, plus o lucrare de familie care este națională, plus o lucrare cu copii orfani la Sighișoara. Deci vorbim de peste 8 echipe Tineri pentru Misiune Mediaș în România, la momentul actual. Deci una din viziunile noastre, ca și Tineri pentru Misiune, este să ducem tineri pe câmpul de misiune. Pentru că existau în biserice din România ideea de tabere, am zis, hai să folosim ideea asta de tabără, dar să o extindem și să-i dăm pe lângă tabără și o misiune.
Așa a apărut ideea de festival, care e parte de conferință, și apoi tinerii să fie luați și să mergem împreună cu ei pe câmpul de misiune. Și așa a apărut ideea de promisiune, de festival promisiune și de misiune promisiune. Și în fiecare an de atunci, de peste 10 ani de zile, ducem în fiecare an cel puțin 50 de tineri pe câmpul de misiune. Deci avem peste 5-600 de tineri care au trecut prin Festivalul Promisiune. Unii au rămas să lucreze cu tine pentru misiune, unii au mers în alte organizații, unii s-au întors în bisericile lor. Și am reușit să dăm gustul de misiune. Am reușit să îi ajutăm pe tine să înțeleagă un pic ce-i misiunea și nu doar să înțeleagă, ci ei înșiși să prindă inima pentru misiune și să vrea să fie partea misiunii, să fie partea mișcării asta pe care Dumnezeu o face în România, de a duce Evanghelia mai departe, bineînțeles, în România și dincolo de granițele României.